Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Astăzi vă invit la cei născuți în zodia Pești, care au ascendentul în această zodie, pentru luna octombrie, pentru Pești. Voi începe etalarea cu o carte de la îngeri, ce vor îngeri ca voi să știți, după care voi finalizăm etalarea cu aceste cărți de tarot. Nu uitați că este o etalare generală care, bineînțeles, nu se poate potrivi tuturor. Așadar, pentru Pești, cei născuți în zodia Pești sau ascendentul în această zodie, ce trebuie să știți pentru luna octombrie, un mesaj din partea îngerilor. Dumneavoastră trebuie să vă asumați anumite lucruri sau ceea ce ați creat dumneavoastră exact așa cum le-ați făcut. Să fiți responsabili pentru actele dumneavoastră. Arhanghelul Michael vă spune așa: voi sunteți o ființă foarte puternică, sunteți o ființă care iubește, sunteți o ființă creată de Dumnezeu. Și nu aveți de ce în aceste zile sau în această perioadă să vă simțiți abandonați. Nu aveți de ce să credeți că dumneavoastră nu sunteți iubiți. Trebuie să înlăturați aceste temeri și să știți că sunteți un copil al lui Dumnezeu, un copil iubit, și nu aveți de ce să vă fie teamă. Haideți să vedem ce vă spun cărțile de tarot pentru Pești, cei născuți sau au ascendentul în această zodie, pentru luna octombrie 2020 pentru Pești. Dragii mei Pești, exact cum a spus și Arhanghelul Mihail, dumneavoastră nu aveți de ce să vă fie teamă. Vă este o teamă foarte mare. Nopți nedormite, vă treziți din somn sau pur și simplu vă culcați și nu vă treziți odihniți și nu înțelegeți de ce, aveți coșmaruri. Să știți că frica dumneavoastră nu este fondată. Nu este fondată, vă imaginați cele mai rele scenarii și permiteți acestor temeri, acestor frici să vă acapareze mintea și activitățile cotidiene. Poate nu în fiecare zi vă gândiți, însă subconștientul dumneavoastră lucrează în această direcție. Într-adevăr, dumneavoastră ați trecut și încă simțiți anumite experiențe din viață. Ați trecut prin momente dificile și ceva v-a mișcat atât de tare pe dumneavoastră, o schimbare în trecutul vostru care v-a dus în situația de față, da? V-a mișcat atât de tare încât nu ați avut anumite credințe, anumite, eu știu, activități zilnice pe care poate astăzi nu le mai faceți sau pe care nu le mai aveți și nu știu, vă gândiți la aceste lucruri, ceva nu va mai conveni dumneavoastră. Un eveniment extrem de important care v-a modificat viața, cu alte cuvinte. Și acest eveniment, să știți că nu aveți de ce să vă duce, să vă fie teamă, pentru că vă duce în, vă aduce la ocazii semnificative. Dumneavoastră, teama este nefundată, așa cum v-am spus, uitați-vă câtă forță aveți, cu câtă forță treceți peste aceste lucruri. Aveți impresia că viața v-a lovit și v-a făcut să treceți prin încercări extrem de grele, însă aveți, să știți, forța interioară necesară pentru a trece peste toate. Ați trecut și poate o să mai treceți peste aceste grele încercări. Aveți puterea absolută de iertare și trebuie să iertați
Este timpul să acceptați faptul că sunteți o ființă minunată, să vă acceptați exact așa cum sunteți, exact cum spune Arhanghelul Mihail, pentru că voi s-ar putea să fi descoperit anumite adevăruri în urma acestor experiențe din viață și să nu fie pe placul dumneavoastră, să nu fie la nivelul principiilor și valorilor pe care le-ați avut, însă țin să vă anunț că sunteți iubiți de Dumnezeu exact așa cum sunteți și nu trebuie să vă îngrijorați de acțiunile pe care le-ați făcut, pentru că și deciziile pe care le-ați luat și le veți lua de acum încolo, pentru că nimeni nu vă judecă. Sunteți magnifici și nu vă dați seama în acest moment cât de frumoși sunteți, atât în interior cât și în exterior. În ceea ce privește planul sentimental, văd foarte mult, foarte mult sentimentul că există persoana cu care sunteți sau persoana dragă sufletului dumneavoastră, că vă aduce într-o capcană, că vă antrenează într-o zonă neagră, într-o zonă care vă mănâncă, vă macină, și acest lucru lucrează în mintea dumneavoastră. Și de aici vine această frică, această temere. Aveți impresia că persoana respectivă vă ghidează într-o zonă în care voi nu vreți să fiți. Vă atrage, vă ademenește, vă tentează în această zonă. Nu, dumneavoastră să știți că dați prea multă atenție bunurilor materiale. Și dacă este legat de acest lucru, ar trebui să nu vă fie teamă de nimic. La serviciu, dumneavoastră veți, în următoarea perioadă sau în luna octombrie, va fi o lună extrem de relaxantă. Dacă nu lucrați, activitățile dumneavoastră zilnice, cotidiene, vor recăpăta cursul pe care dumneavoastră îl vreți, într-o manieră pe care dumneavoastră o alegeți. Nu vă impune nimeni nimic, veți fi extrem de relaxați, veți accepta faptul că sunteți unici și faceți aceste lucruri în maniera dumneavoastră. Repet, dacă lucrați, există problema legată de un concediu. În luna octombrie veți intra într-o pauză, un concediu, o pauză temporară. Poate să fie și omaj chiar pentru unii dintre voi. Ceea ce văd că v-ar putea pune un pic bețe în roate în luna octombrie este fie o persoană pe care o doriți în viața dumneavoastră, dar această persoană este căsătorită, sau din punct de vedere profesional este șeful sau șefa dumneavoastră. De asemenea, aceste probleme sunt puse nu să vi se pună bețe în roate. Dumneavoastră aveți impresia că aceste persoane, fie ființa iubită, fie șeful, șefa dumneavoastră, aveți impresia, sau partenerul, partenera, da? Aveți impresia că vrea să vă organizeze viața într-o anumită măsură și vrea să vă influențeze, vrea să vă, să, nu neapărat să vă ademenească, dar să vă influențeze într-un mod în care voi nu vreți, da? Și sunteți conștienți de influența acestei persoane. Nu este așa, nu aveți de ce să vă faceți teamă. Dumneavoastră trebuie doar să fiți logici, să acționați după logică, să fiți structurați, să fiți bine organizați pentru a reuși să faceți lucrurile exact așa cum vă doriți. Trebuie să fiți organizați, dar să țineți cont de persoanele din anturajul vostru. Ceea ce vă poate fi de folos este faptul că puteți fi recunoscători pentru familia frumoasă pe care o aveți, cei care sunteți căsătoriți, sau pentru stabilitatea profesională pe care o aveți, sau business-ul dumneavoastră, sau stabilitatea pe care o veți avea în luna octombrie, pur și simplu în general. Vă veți simți relaxați, vă veți simți ușurați, vă veți simți bine.
aveți impresia că nu faceți bine, că n-ați luat decizia bună, dar să știți că totul este exact așa cum trebuie să se desfășoare și așa cum v-am spus, trebuie să acceptați că sunteți unici, să vă regăsiți pe voi și să eliminați aceste frici și aceste temeri, pentru că viața dumneavoastră personală în luna octombrie în general va fi una extrem de fericită. Veți avea profunde sentimente, așa cum v-am zis, de pace și de fericire interioară. În trecutul dumneavoastră ați avut un stres aparte, un stres cauzat de mai multe lucruri, nu un singur lucru. Mai multe lucruri v-au făcut să fiți stresați în viața de zi cu zi și toate aceste lucruri le văd că au reușit să vă acapareze viața, să vă acapareze mintea în același timp. Nu v-ați acceptat la lucrul acesta, dar ați reușit să gestionați toate aceste lucruri exact așa cum trebuie și aceste experiențe vă vor aduce astăzi, când vedeți acest videoclip sau în luna octombrie, cu schimbări bruște. Cu schimbări bruște în viața dumneavoastră, dar schimbări și ocazii semnificative, foarte bune. Dumneavoastră, în general în viață, sunteți o persoană care văd că ați luat în considerație participarea fiecărei persoane. Da? Fiecare ați lăsat, nu să vă manipuleze, dar ați lăsat și ați considerat că trebuie să întrebați, da? Persoanele din anturajul dumneavoastră, familia, prietenii, colegii la muncă, să-i întrebați și să participe la ceea ce aveați de făcut, da? Fie că sunt activități zilnice, fie că e o decizie de luat, însă acum parcă vreți să vă gândiți la voi, parcă vreți să înlăturați, pentru că știți și voi că aveți această frică nefondată, știți și voi că faceți din țânțar armățar, știți și voi că despicați filul în patru, iar acum parcă nu mai vreți să discutați nici în contradictoriu, vreți să vă unificați punctele, acceptați atât punctele dumneavoastră, pentru că la un moment dat nu vă mai acceptați nici voi pe voi, na, ceea ce gândiți. Veți accepta ceea ce sunteți, dar veți accepta și punctele de vedere ale celorlalte persoane, fără ca să mai judecați, fără ca să mai vă enervați, fără ca să vi se pară inutil aceste puncte de vedere și fără ca să fiți constrânși de anumite circunstanțe, adică să vă grăbiți în luarea deciziilor. În luna octombrie apare o energie masculină în anturajul dumneavoastră, o persoană extrem de talentată, o persoană extrem de carismatică, dotată cu anumite talente, în sensul că o persoană care știe ce vrea, o persoană care știe ce face și pentru persoana respectivă, dacă voi sunteți îngrijorați, să știți că toate lucrurile vor merge bine. Lucrează pentru o întreprindere foarte bună această persoană și totul merge bine, da? Nu trebuie să vă îngrijorați. Ceea ce poate să vină în viața dumneavoastră ca viitor în luna octombrie sau chiar după este o întâlnire romantică, o persoană nouă să intre în viața dumneavoastră și să fie acea săgeată a lui Cupidon. Pur și simplu să fiți îndrăgostiți de persoana respectivă, o persoană seducătoare și să vă îndrăgostiți dintr-o dată, indiferent de vârsta dumneavoastră, dar ce aveți de făcut este să rămâneți solid sau solidă, să nu vă fugă pământul de sub picioare, pentru că va fi o experiență destul de emoțională pe care n-ați mai trăit-o de mult timp pentru unii dintre voi. Dragii mei pești, aceasta este etalarea pentru voi pentru luna octombrie. Sper să fi aflat elemente interesante. Vă iubesc și vă doresc o lună octombrie minunată. La revedere, dragii mei!